Salutare, bine ai venit sau bine ai revenit în bucătăria mea. Eu sunt Ioana și mie îmi plac acele mâncăruri care se fac ușor și rapid, sunt gustoase, dar și sănătoase. Cumva greu sau foarte rar mă abat de la aceste principii și această regulă pe care o am în bucătărie, de a face ceva sănătos pentru toată familia, să fie pe gustul tuturor și să nu stau în bucătărie cu orele și după aia să am și o tonă de vase de spălat și să mă sperii dinainte să intru în bucătărie. Ei bine, plecând de la această idee, începuturile mele în ale bucătăriei au venit cu o rețetă de biscuiți, biscuiți cu porumb dulce. Este o rețetă care merge de minune inclusiv pentru bebeluși de la 6 luni, cu atât mai mult pentru cei care optează pentru diversificarea de tip BLV sau autodiversificare. Când iei în mână mâncărica și o duci la gură. Nu stă cineva să-ți dea cu lingurița în gură niște piure. Dar hai că ți-am povestit deja prea multe, haide să-ți detaliez rețeta. Ingredientele de care ai nevoie sunt următoarele: 50 de grame de făină, 50 de grame de brânză dulce, 120 de grame de porumb dulce, 15 grame de unt pe care l-am topit, un ou și 50 de ml de lapte. Cum procedăm? Batem bine ouul cu un tel. Adăugăm laptele, untul și continuăm să amestecăm. Adăugăm făina. O încorporăm și pe aceasta în restul de ingrediente. Adăugăm brânza dulce, porumbul și continuăm să amestecăm. Transferăm în tava cuptorului pe hârtie de copt și nivelăm cu o spatulă. Băgăm la cuptorul preîncălzit la 175 de grade pentru 30 de minute. Mai simplu de atâta nici că se poate. O rețetă mai ușoară și mai rapidă decât să amesteci toate ingredientele într-un bol și să bagi la cuptor, nu cred că există. Iar eu sincer îți spun, nu am întâlnit copil căruia să nu-i placă porumbul dulce. Și îți dai seama, porumb dulce în biscuiți? Un deliciu pentru ei, dar și pentru noi. Și aceasta nu este singura rețetă care merge pe acest principiu, ușor și rapid de făcut, gustoasă, dar și sănătoasă. Pe blog Joe's Baby Recipes găsești o multitudine de astfel de rețete. Și dacă te plimbi pe aici, pe canalul de YouTube, și mai ales te abonezi și pornești notificările, o să vezi o multitudine de alte rețete și o să fii primul care le vede pe cele noi, pe care eu le împărtășesc cu tine. Așadar, spor la bucătărit și poftă bună! La revedere!